Procesul verbal numărul 1 al ședinței Comisiei de numărare a voturilor. Prin vot deschis a fost aleasă comisia în componența Burlacu, Losei, Petrencu și Dumbrăveanu. La ședința Comisiei de numărare a voturilor s-a hotărât să fie ales președinte al comisiei Burlacu Alexandru, secretar doamnă Dumbrăveanu, Roza, membrii Petrencu și Losei. Cine pentru ca să întărim procesul verbal numărul 1? Votați. Împotrivă? Sau absolut? Unanim. Procesul verbal numărul 2. Comisia de numărare a voturilor a constatat că la ședința Senatului Universității, confirmat prin ordinul rectorului Universității și așa mai departe în continuare, din numărul total 57 de membri ai Senatului, au fost prezenți la ședință 47 de membri. Urmează, deci, la întrebarea, la formularea, urmează să fie concediat pentru absență, fără motiv, fără motive întemeiate de la lucru decanul Facultății Istorie și Etnopedagogie, în rezultatul votării închise pro 19 contra 24 și 4 buletine nevalabile. Cine pentru președintele Comisiei Semnătura, secretarul Comisiei Semnătura, membrii Comisiei Semnătura. Cine pentru să întări procesul verbal numărul 2, vă rog, votați. Împotrivă? Împotrivă, colegi, înainte de a încheia ședința, cuvântul în vedere la domnul Bulea. Eu îmi cer scuze. La început.